Pace și bună ziua! Și bine v-am găsit și bine ați venit la mine în bucătărie, noua mea bucătărie frumoasă, luminoasă. Vă arătăm bucătăria mea. Acum eu îl spun la toată lumea, la, și la noi abonați, și la prietenii noștri, și la toți. Întoarce camera și arată că e așa cum spun eu, e nouă, mândră și frumoasă. Stai că vine și Natalia. Deci am terminat cu curățenia. Da. Curtea. Natalia. Curtea a fost făcută înaintea lui bucătărie, văruită. Deci nu mai am treabă cu curtea. Mai avem acolo la Angi în mijloc. În sufragerie trebuie să facem. Da. Deci, hai să începem. Astăzi vreau să fac o tocană de ciuperci, dar cu găluște de făină cu ou și cu carne. Acum, carnea asta, eu am un mușchi de porc, nu o să pun acolo, numai oasele astea o să le pun. Ăsta o să-l prăjesc. Și... vă arătăm cum facem. Bine? Numai bunica mea mai zicea așa către mine. Cum? Cum ai spus? Ghere? Mm-mm. Angica? Mm-hmm. Care bunică? Păi doar nu bunica mea. Bunica? Nu. Ea știe așa ceva. Păi așa zicea, nu? Deci și-au pus floricele, uitați aici. Ce fain și-au pus. Eu le-am lipit astea aici. Așa m-a venit mie să le pun aici. Și în partea asta. Dar le stă bine. Dar de ce n-ai mai găsit un aroz? N-am mai găsit. Păi dar de încolo la mic am văzut pe masă că este. Nu știu. Să știi că nu știu. Chiar nu știu de astea. Chiar nu știu de astea, să știți. Nu, dacă o găsesc, chiar că o pun. Uite, aici ți-ar mai trebui o floare, aici așa, știi? Da, mai lasă-mă. Serios! Mă bolunzăște. Aici, și uite, aici așa, să fie plin de florișele. Și așa ai pe partea aia în colț, plin de florișele. Și așa mă băjucuri lumea cu florile mele, dar asta e? Nu, pentru că arată foarte frumos, vedeți? Cu flori. Uitați acolo, deci, îi o floare acolo în colț, dar totuși, vedeți, e pustiu. Dar așa, aici, uitați, plin de flori, arată, colorate. Ia lumea, uite acolo, plin de flori. Plin de flori, vedeți? Chiar flori faine și acolo. O, ce fain ai pus alea acolo, acum văd. Ce? Asta, de aici. Da? Uh-huh. Deci are floare sucitoriu meu, ce crezi? N-o vezi? Așa, și uite aici, deci chiar e fain. Și aici, așa. Cu iepurele ăsta fain. Nu. Vezi? Arată bine. Așteptăm și noi Paștele. Păi da. Sunt bine. Păi da. Trebuie. Ia, așa, pune și morcov. Și de mult n-am mai mâncat o tocană de ciuperci. Mm-hmm. Dar așa mai cu zamă, nu? De n-aia scăzută. Uite așa. Punem ulei. Important a fost că am zugrăvit. Apoi, așa în mare, mai mi le-am așezat eu, trage că să nu facă poc. Păi... nu, contează că am făcut. În mare mi le aranjez eu. Și aici e fain. Cu YouTube-ul meu e fain. Da, da, e fain. Asta are un nylon deasupra, să nu se murdărească. Da. Care arăta mult mai bine, dar arată mai mat, fiindcă e acoperit. Dar eu las așa. Că protejează și lasă-te curat. Și chiar se potrivește sus
să numească pe Tatăl Ceresc să fie primul. Da. Asta îmi place. Și amu? Pun la foc. Deci am tăiat acum, hai să arăt. Am tăiat ceapa, am tăiat un morcov, am pus o ceapă verde. Și acum le călesc, pun ceva oase, ceva spate de pui, le pun acolo pentru gust. Și atunci curăț ciupercile, mă pun și eu la masă, ca toată lumea, și îmi place tot, dar parcă ceasul ăla nu lasă să stea bine pe deaua. Și ai de gând să-l muți? Nu. Nu? Dar murge. Deci, stai să-mi vină o idee, dar unde să-l muți? Că n-ai nu, unde. Nu. Chiar n-ai unde acolo să-l muți. Acolo mi-am învățat cu el, dar de zâmbi. De când e bucătăria făcută, o fost ceasă. Da, numai trebuie să ținem baterii. Deci tot bateriul săracu cere, dar tot nu-i dăm. Da. Dacă nu-i puneți o baterie săracu. Dar nu reușește să primească baterie ceasul ăla. Natalia, ce faci? Da? Stai că imediat e gata, ok? Imediat, da. Deci, tot te spuse așa frumos. Da, ce an o văzut că candelabru nu șterg și nici frigiderul. Îl ștergem noi, că avem timp. Avem timp. Dă drumul la hotă. Și m-a pus cheia pe partea aia, ceasul pe partea cealaltă și bine o fi. Bine. Chiar bine. E ok. Deci, cum ai zis, candelabru, frigiderul și ușa. Mai trebuie, știi? Să le ștergem și atunci totul e ok. Ok. Imediat. Stai. Ba, are. Așa. Am găsit și un ardei. Am pus ardei acolo. Punem sare. Și puțină vegeta. Și mai pun un pic de apă și mai suc la fac. Așa. Acum pui... Ce zici? Acum pui capac. Așa. Na, curățăm ciupercuțele. Săraca bunica... Alu Angi, o spus că are 7 kg de ciuperci și face zacuscă. Totuși, am strâns. Bine, noi ne-am lăsat. Noi am fost 3 persoane, eu, Angi și Daci și Florica. Și tot ce am cules i-am dat ei. Noi ne-am lăsat atât. Dar ce să facem cu atâtea? Noi ne-am făcut damblaua. Cu zacusca. Mai facă și ea. E suficient cât am găsit. Nu.
A fost mai slab de data asta, nu, că, ci că ele trebuie soare ca să crească. Na. Dar uite, au ieșit și... Uite ce faine ai! Super! Da. Uitați ce faină e coada. Deci, n-are verde, n-are... Da, e curată. Sunt unele care au vierm înăuntru. N-are. Și sunt mâncate săracile, n-a plină. Uitați da. Cum arată. Sora Zina, uite ce ciuperci faine am. O spus Daci să-i lași lui. Hai să las astea faine, cărnoase. Astea. Așa. Care se mai las astea? Și astea mai urâte le fac eu. Nu știu ce interesant e masa asta. Când se așează la masă Natalia sau soțul, cântă. Cântă masa. Scărscă, scărscă, scărscă. Dar numai soțul meu știe așa ceva și Natalia. Da. Mami, face masa. Nu, ia cam să așez aceea. Câteva. El ce vrea să-și le frigă. Și bunica mea făcea mâncarea asta, dar ea nu punea găluște, punea trăhană. A mie nu-mi place cu trăhană. Mai faine găluște. Asta are ven. Da, trebuie să le arăt care are ven. Vedeți? Hai. Deci uitați, care este așa, eu le-am rupt acolo în două ca să știu sigur că... Dar văd că cineva le-a cules așa și... Florica. De fiecare dată le-am rupt. Sau Daci. Poate. Eu deja m-am învățat cu ele. Hai să vedem asta. Uitați. Da, vezi? Asta e curată. Vezi? Eu văd. Da. Asta are verde. Asta are, da. La codiță. Vedeți? Da. Aia. Și aia. Vedeți? Și aia e plină. Aia e curată. Precis. Poate că mă luați așa, dar eu m-aș duce la mine în sat să caut ciuperci, oare mai este? Nu știu. Alea erau roz. Și astea sunt roz, dar alea mai faine erau. Că erau la bălegarul de la... Au, ce mă duc spatele. De la oi. Păi, de acolo se face bureții. Ciupercile, să vezi, șampioane. Și astea șampioane, dar alea mai grase, mai... Nu știu cum să spun. Erau mai faine. Ăsta-i puiuț.
Să nu credeți că puiuțul nu are verni. Fii atent. Și puiuțul are. Îți dai seama? Nu. Ia vezi înăuntru. E curat. L-a atins. Da, de unde? Că l-a atins deja. Stai, așa. O, tărăcuțul. Da. Deci cam atâta ciuperci am acolo. Sunt suficient. Și alea, dar cozile, dar ce nu le faci, așa-i? Adă să iau cozile. Ia cozile și vezi. Uite ce fain. Da. Stai că le pun aici să le cunosc. Foarte grase, foarte faine, să știu ce le-am lăsat. Asta n-are verni, dar s-o rup coada prea tare. Așa. Și asta. Aici. Dar nici nu-i las lui. Cred că îmi trimite pădașii de apă. Apă. Trimite. Că eu nu am apă. Cred că de la apă s-a făcut așa, că n-are verde, dar e... De la apă, precis. De la ploaie. Trebuie să iau. Ce? Nu, nu. Îți place perdelele astea? Nu-ți plac? Da? Mai bine a fost mai întâi. De ce? Pentru că nu-ți place așa. Ah, pentru că nu-ți place așa. Nici mie nu m-a plăcut așa. Lasă-mă șlapul. Natalia. Dinții ăia ei. Nu faci nimic? La dinți să ameni pe mătușe ta. Acușa vine la mătușa ei. Mai un pic. Florile alea, nu știu, parcă nu le stă bine acolo. De ce? Nu știu. Mami, uite-le! Acolo m-ar trebui ceva, nu știu ce, un dulăpior micuț, așa, să mai impun servizurile care nu umblăm toată ziua cu ele. Să nu mai fie aici, în dulapul ăsta mare, știi? Mami? Cred că aia ar trebui să facă Angie. Să mă duc să-mi iau unul așa micuț, și cam așa înalt și că pun serviciul două rânduri de farfurie, să nu mai le am aici, că aici sunt toate. Vezi că nu, că le lăsăm papucii. Natalia. Lasă-mă acum, că trebuie să punem ciupercile în oală împreună cu puiul. Uite, fluieră puiul. Aici. Ce drumul la vă? Aici te dau fiert.
aici mai aproape așa. Se vede. Se vede? Da. Deci aici are tot ce trebuie, un gust minunat. Și acum mai punem și ciupercuțele. Și atunci am pun și geluște. Și atunci o să pun apă, o să pun o roșie, o să pun frunză de pătrunjel, găluștele, revenim. Acum punem câteva roșii. Ăștia să facă ciucul, ce ai făcut aici, mamă? Tocană de ciuperci. Oh. Dar tocană așa, cum se face la noi, mai lungă, nu din aia scurtă. Știi cum e aia? Uh-huh. Mai cu zamă, că vine găluștele. De ce mâncă tocană? Și eu mânc ciuperci la grătar. Mamă, ce am folosat asta? Ce are? Mami, ce facem aici? Găluștele. Facem găluște de două ouă. Deci am pus 3 linguri de făină și 3 de griș. Okay. Mami, și acum le amestec. Și 2 ouă. Sare încă n-ai pus, nu? Bine spui. Că trebuie și un pic de sare. Aici sunt roșiile. Și ardei am pus. Ardei, o să filma. Cât am fost până afară să îmbrac până acasă, am mami și-a făcut treabă. Da, și nu știu unde mai este făină. 3 linguri. Făină și 3 linguri am pus gris. Dar văd că nu-i destul și mai pun o lingură, două. Și atunci ar fi 5 linguri de făină. Și 2 de griș. Da. Am mai făcut așa, că nu știu. Îmi place mai mult cu griș, să știi, dacă pun. Parcă e mai gustos, mai deci bun. Deci făină cu griș. Da. Îmi se minte să mai fi făcut. Ori da. Ai făcut de făină, ori de griș. Da. Dar ne-ai treabă așa. Și iată, încălzăm și niciodată. Unde este? La mine. La tine ar fi făcut mai tare. Da.
Acum tai frunză de pătrunjel, că Natalia știu precis că nu o să se evească, fiindcă sunt ciuperci. Ciuperci nu servește... Cum să nu? Nu. Pește, nu? Dar pe pizza știu că parcă mâncă ciuperci. Nu știu sigur, dar parcă așa. Da, mâncă pe pizza. Acum, dacă eu îi dau, mâncă. Parcă-l văd pe lui aici, că și-a uitat haina lui, țucul eu. Așa, la cumva. Doamne, ce fain miroasă. Ce s-au făcut găluștele. Când ai pus pătrunjelul, va, ce fain miroasă. E gata, nu mai ne las. No, eu n-am făcut așa gălușcă, ia că tu. Uite. E mai mare cât lingura. Auzi, poți să pune una la mine în farfurie? Să guști. Să vezi ce bună îi cu ciuperci. Ei. Faine. Cu foase. Interesant. Deci sunt foarte faine. Cu foase. Dar și gustoase, cu lată aroma de la mâncare. Focul e închis. Da, și încă mai fierbe. Încă nu a pus frâna suficientă. Da. Ai pus și carne. Am pus niște spate de pui că... Să-i dea gust la mâncare, știi? Atunci spun tocăniță de ciuperci cu pui? Cu pui. Ia că așa arată. Cine vrea poate să pună și smântână. Stai. Ok. Deci cine vrea și dorește poate să pună smântână. Și mai bun. Deci asta îi place la mami, dar nu pune că e rău la fier. Da. Dar cel mai bun e așa părerea mea. Cui îi place pune smântână, cui nu îi place nu pune smântână. Exact. Deci aceasta este realizarea mea. Aici sunt ciupercuțele și le-au dat un pic de gust la mâncare și cu găluște și e super. Eu vă doresc numai bine, pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi și cu noi la fel. Și mergeți și culegeți ciuperci, că e asta acum. Alea care sunt roză, nu întru, alea sunt bune. Alea care sunt albicioase, nu sunt bune. Sau care are pălăria așa ridicată și nu întru alb, nu sunt bune. Așa știu eu. Dar astea care e roz, sunt bune. Eu am mers pe mâna lui fratele Costel, că el... Dar eu cu astea am crescut la cea. El știe foarte bine. Dar la noi, la țară, acolo unde erau oile, parcă era mai groase. Și mai roz, intens, înăuntru. Dar aștia sunt pădure, probabil nu sunt așa ca alea. Probabil că alea au avut mult gunoi și s-au făcut mai faine. Eu vă doresc numai bine, pace, la revedere! Soare și ploaie, răsărit și amor, zâmbet și lacrimi pentru tot ce primim. Îți mulțumim, îți mulțumim, pentru dulcea chemare și harul primit, clipe sublime ce-n veci n-au sfârșit.